La sfârșitul săptămânii, candidatul USL pentru Camera Deputaților pe Colegiul 7 Vicov, Putnasol, ca Ovidiuian, le-a prezentat locuitorilor din Comuna Sucevița oferta electorală. Este extrem de important să înțelegeți că pe 9 decembrie votul dumneavoastră reprezintă mai mult decât un vot de încredere la USL-ului. Reprezintă un vot pentru următorii 4 ani. Pe 9 decembrie veți fi judecător în cabina de vot și trebuie să nu mai dăm crezare, știți cum se spune, că românul are memorie scurtă și uită. Nu, românul nu mai are memorie scurtă, românul uită. Și acolo, când vom fi în cabina de vot, trebuie să înțelegem că votăm pentru 4 ani. Construcția USL este mai mult de 4 ani, este pe 8, este până în 2020 și prevede un pachet de legi și un pachet de măsuri care vor veni să repună economia României în mișcare și să creeze un cadru legislativ corect, coerent și fără îmbătrânirile care sunt acum în legislație, axat pe dezvoltare. Rar mi-a fost, de când sunt eu ăsta, al treilea mandat, să văd un deputat că se plimbă prin sat și stă de vorbă cu oameni. Veneau, era o ședință așa, ne spunea două vorbe și, pe urmă, noi, consilierii, așteptam să vin în Consiliu ca să ne spunem cu ce probleme ne confruntăm. Dar acest om, domnul Iane, eu am urechile puțin mai deschise la concetățenii mei. Așa mi-au spus, este singura persoană care vine, stă de vorbă cu noi, nu este un încrezut, nu pleacă capul, se uită în ochii noștri, este un lucru extraordinar. La întâlnirea candidatului Ovidiu Iane a participat și primarul din Sucevița, Ioan Pânzar. Motivația noastră de a-l susține pe candidatul USL la funcția de deputat în colegiul nostru se bazează pe încrederea că acesta ne va prezenta în mod real și constant de a ne susține interesele la nivelul Camerei Deputaților și Guvernului. Avem nevoie încă și la nivel înalt să fim sprijiniți pentru a realiza obiectivele pe care ni le-am propus prin strategia de dezvoltare, alimentare cu apă, canalizare, construirea părții de schi, finalizarea construcției grădiniței cu program normal, atragerea în continuare a fondului, de fonduri pentru programe cu finanțare externă. Premierul României Victor Ponta, prezent la meetingul USL de sâmbătă 24 noiembrie, le-a spus celor prezenți să-l voteze pe Ovidiu Iane pentru că le va reprezenta cu succes interesele în Camera Deputaților. Sprijin și vă rog să-i ajutați pe toți candidații Partidului Conservator, pe toți candidații Partidului Social Democrat. În mod special vreau să vă rog să-l ajutați pe Ovidiu Iane pentru că este nevoie în Parlamentul României de oameni care să se bată pentru mediu, pentru viitorul nostru sănătos. Și vin și vă spun direct, fiecare dintre candidații dumneavoastră este extrem de important.